Aloha, dragilor! Bună dimineața! Bună dimineața! Aloha! Din Oahu! Fiindcă este călătoria de ziua lui Ion, l-am lăsat pe el să aleagă. Și stați să vedeți ce mașinuță a ales. Ion, prezintă-ne mașina. Este vorba de un Audi A5 decapotabil. E ceea ce ne-am dorit noi, de fapt. Am închiriat-o prin Turo, e o aplicație prin care proprietarii, persoanele fizice, își pun la dispoziție mașinile. Și prețurile uneori sunt mai mici decât la agențiile de rent-a-car, nu uneori, de cele mai multe ori. Și e o variantă foarte bună. A fost foarte drăguț proprietarul, a venit la hotel, ne-a dus-o, bine, am plătit $10 și o să vină să o preia. Și apropo, a fost cumpărată ieri mașina și închiriată de noi aseară. Omul a zis că n-a apucat să o conducă, dacă observăm noi ceva ciudat sau nu știu, să-i oferim un feedback. Oricum, interesant. Plătim $50 pe zi, exact ce vă spuneam. E mai accesibilă decât o agenție de rent-a-car. Sunt destul de costisitoare mașinile aici în Oahu, mai ales în perioada asta. De exemplu, la budget noi nu am găsit mașină să închiriem, am căutat la alte agenții și până la urmă am ales Turo. Cam cum o să se vadă Oahu din decapotabilă, Ion? Frumos! Wow, să înceapă super aventura! Hawaii! Mahalo! Cum e mașinuța, Ion? E foarte interesant, abia am plecat cu ea. E un Audi A5 din 2014, dacă nu mă înșel. Arată impecabil. Impecabilă mașina. Foarte faină, chiar. Mă bucur că am făcut alegerea asta. Mulțumim, Ion, bravo pentru alegere. Ultima oară în America am închiriat-o decapotabilă în Las Vegas, un Ford Mustang destul de vechi. Știu că ne-au păcălit cei de la rent-a-car, atunci ne-au dat o mașină veche la un suprapreț. Dar nu pot să uit un moment, și anume că ne-am luat un pui la $5, pui la rotisor de la Walmart și mâncam într-o parcare, dar eram în decapotabilă. Uitați-vă și voi ce peisaj avem în față. Ne-am propus astăzi să păstrăm aceeași notă și să vedem plajele cele mai frumoase, cele mai importante din Oahu. Și asta la recomandarea voastră, pentru că mulți dintre voi ne-ați scris: mergeți acolo, faceți asta, nu ratați plaja X. Și încă ceva, știu că multora nu vă plac plajele, dar vă spun doar atât. Până la vară, nouă ne plac, da? Și până la vară sau până în toamnă nu o să mai vedem plaje. Pentru că o să mergem mai mult pe parcuri naționale, pe zone montane, pe altfel de aventuri, da, pe experiențe, și atunci ne luăm doza de vitamina D, de ocean, de plajă, de palmier, de soare, de aici. Așadar, da, acesta va fi un vlog despre plajele din Oahu. N-ai cum, adică de ce vin Hawaii? O să facem foarte multe trasee, o să urcăm, dar eu zic să o luăm așa, cu începutul, cu esența. Și o să mergem și la spectacole de dans hula. Vi aștept. Hawaii, să înceapă aventura. Am văzut un semn că de aici se vede foarte frumos o mică parte din insulă și am zis: oprește, Ion, dar în ritmul ăsta nu știu cum o să vedem noi toată insula astăzi, mă rog, cele mai importante plaje de pe insulă. Ia uitați-vă cât e de frumos! Insula asta e atât de complexă, atât de verde, de curată, de îngrijită, cel puțin zona asta în care suntem noi acum, sunt doar case pe plajă, de vis, de vis. Superbe dealurile astea, vedeți cât de verzi sunt și de fapt ele reprezintă imaginea emblematică a Hawaii-ului pe lângă plajă. Din păcate nu putem ajunge la Hanauma Bay pentru că e nevoie de rezervare și noi nu avem, n-am știut lucrul acesta, dar nu-i nimic, că venim mâine cu lecțiile făcute, ne continuăm călătoria și mergem să descoperim celelalte plaje pe care le-am pus pe listă.
și la niciun minut de intrare în Hanauma Bay am găsit acest punct. Doamne, deci drumul de sus și până aici a fost minunat. Uitați-vă câte nuanțe de verde sunt pe această creastă. Ceva de vis. Nu știu dacă putem exprima emoția și bucuria noastră de a fi aici, dar locul ăsta este de pe altă planetă. Wow! Cât de frumos! O să coborăm puțin, ia uitați-vă! Incredibil! Mi-a fost dor de Hawaii, recunosc. O să cobor eu puțin. Ion, din păcate, nu a găsit loc de parcare. E cam greu, trebuie să plece cineva încât să găsim un loc disponibil. Dar haideți să vedem cum trecem dincolo de acest gard. Am văzut câteva persoane. Și apropo, în perioada asta, să știți că avem șanse foarte mari să vedem balene. Și cred că ăsta e un punct important de unde se pot observa. Dar nu știu exact pe unde. Trebuie să sar gardul ăsta și nu sunt îmbrăcate corespunzător, deci nu o să trec dincolo. Sperăm că vă încărcăm și pe voi cu energie bună cu aceste imagini. Haideți că am sărit gardul. Noroc că am crescut la țară. Ce fain paradis, e! Paradis! Ion este cucerit. Ion a zis că o să muncească de 10 ori mai mult doar ca să se mute aici. Fantastic arată! Genul acesta de peisaje sunt foarte dese în Hawaii. Puteți opri oriunde pe marginea drumului și admira așa ceva. Vă puteți cocoța pe stânci. Și în Maui am făcut asta. Vai, dar cât e de frumos! Gata, ne-am trezit că eram puțin adormiți. E ora 10 dimineața, apropo. Am fost foarte matinali. E 11, dar la 10 am preluat mașina. Până ne-am organizat. Oh, da, e prima oră, deja suntem impresionați. Yay, Ion, mahalo! Am mers 50 de metri cu mașina și am ajuns aici. Uitați-vă puțin cum arată plaja asta. Wow! Deci odată ce ieși din Waikiki, din zona asta hotelieră extraturistică, găsești adevărata valoare a insulei. Plajele de genul ăsta, apa are o culoare nemaipomenită. Dealurile pline de verdeață, da, acesta este adevăratul Hawaii. Sunt fără cuvinte în momentul ăsta. Gândiți-vă că am oprit și noi întâmplător pe marginea drumului. Mă rog, întâmplător și nu prea, pentru că e o parcare aici unde sunt foarte multe mașini și pe principiul ăsta, unde sunt multe mașini, oprim și noi. Din ce am văzut pe un panou informativ, aici se află blowhole. E o gaură, să spunem așa, un fel de peșteră pe unde țâșnește apa. Am fost în Maui, într-un punct asemănător și e într-adevăr o experiență inedită, dar nu o văd aici, nu-mi dau seama, poate e pe partea cealaltă. De aici sigur se pot observa balene, 100%. Ion încă nu a găsit loc de parcare, stă undeva cu mintea acolo și așteaptă să plece cineva. Cam greu aici cu parcările, dar asta e, ne împărțim sarcinile, după cum vedeți. Și de aici se vede și mai frumos plaja asta. Abia aștept să ne răsfățăm și noi puțin, să stăm la soare, la plajă, să facem baie în ocean. Aici cred că ar trebui să se vadă fenomenul de care vă spuneam. E multă lume. Cred că aș putea sta aici ore întregi să admir peisajul acesta. Și cam așa se urmăresc balenele în cazul în care veniți aici cu acest scop. Nu știu cât o să vedem noi cu ochiul liber, dar uitați-vă și voi, astăzi e duminică și este plin de lume. Haideți să vedem și pe partea opusă cum arată. Wow! Sunt câțiva oameni care fac snorkeling aici, dar cred că sunt curenții destul de puternici, cel puțin observ că se chinuie, nu e chiar simplu. Dar sunt oameni care stau la plajă pe aceste roci vulcanice, pentru că insulele Hawaii sunt de origine vulcanică.
Și mai degrabă cred că vii să stai. A, e chiar o plajă cu nisip acolo. Cred că mai degrabă vii în genul ăsta de locații decât să stai în Waikiki. Ați văzut și voi că e foarte multă lume și am încercat și noi ieri să stăm la plajă, dar nu prea ne-am bucurat, să spunem, pentru că e aglomerat, zgomotos și frumos pe de-o parte. Știi că în pandemia asta chiar se face dor de puțină aglomerație, dar nu e neapărat genul nostru de plajă, pentru că nouă ne plac astea mai sălbatice. Haideți să o vedem pe cea din partea opusă. Nu știm unde e Ion, l-am pierdut. Cred că o să iasă un vlog de o oră, cel puțin. Parchezi mașina aici și cobori pe aceste scări naturale, apoi ajungi la această plajă micuță, dar fermecătoare. Genul ăsta de loc îmi place mie să descopăr în vacanțe, în călătorii, ascuns cumva de ochii curioșilor. Vedeți că e puțină lume, cu o apă de o culoare extraordinară. Foarte, foarte frumoasă plaja asta. A ajuns și Ion la plaja asta. Ce mi-ai spus mie? Că nu mai plec de aici. Nu mai plec. De pe plaja asta sau de pe insulă? De pe insulă, Andreea. Chiar aici aș vrea să mor. Chiar aici aș vrea să mor. Uitați-vă și voi ce culoare prinde apa. Probabil că acel fenomen blowhole poate fi observat dacă sunt curenții puternici. În momentul ăsta nu cred că sunt. Am văzut aici cu binocuri. Da, am văzut și eu, i-am filmat adineori. $10 o nucă de cocos. Wow, deci în Bali bei cu 50 de cenți. Vorba aia, cresc în copac, adică sunt aici la ordinea zilei. Așa se vede plaja de jos. Wow, dar sunt valuri extrem de puternice aici. Astăzi are loc un... De fapt astăzi, în perioada asta, are loc un concurs de surf în zona de nord a insulei și o să mergem și noi un pic mai târziu, da. Dar astăzi am înțeles că are loc o competiție a femeilor și este prima din istorie. Mulți motocicliști, da. Da, îți dai seama cât de fain este plin cu motorul pe drumurile astea. E paradisul motociclistului. Da. Am oprit la plaja ceea ce se vedea de sus. Vreau să vă spun că aici e o întâlnire a motocicliștilor. Uitați-vă cât sunt. Ne-a întors poliția, oricum nu ne-a dat voie să trecem. Dar uitați-vă cum arată parcarea, zona asta. De fapt e un parc în care, mă rog, turiștii pot veni, servi masa, sunt băncuțe. Dar eu sunt uimită de curățenie, de iarba asta tunsă perfect peste tot. Nice! Aloha! Ce drăguț este, ne salută! Frumos, frumos! Suntem în partea de est a insulei și observ că și aici valurile sunt destul de mari. E o zonă preferată de surfer. Cât de faine sunt băncuțele astea și pajiștile unde oamenii vin și așează prosopul, iau masa, fac un picnic. Ce culoare are apa! Se vede și mai frumos de jos, mult mai frumos. Și uite că nu e extrem de populată. Cât de fin este nisipul! Wow! Vrei să stăm aici toată ziua? Toată viața. Toată viața, da. Chiar îi spuneam lui Ion acum, nu vrei să ne prelungim șederea în Hawaii, în Oahu? Mai stăm câteva zile. E păcat. Cât de frumos e. Recunosc că imaginea asta n-am mai văzut-o nicăieri. Adică plajă și dintr-o dată dealuri pline de verdeață. Sigur că sunt plaje frumoase și în Seychelles, dar parcă aici peisajul, relieful este mult mai complex. Sunt curioasă, e vreun concurs sau e pur și simplu o întâlnire a lor? Ia uite-te puțin ce motoare au băieții. Da, nu ne pricepem noi la motoare, dar arată fantastic. N-am văzut niciodată așa ceva. Nici eu. Știu doar Harley, că e o marcă de motociclete și probabil cam atât. Probabil că majoritatea sunt făcute custom, adică pe comandă, da. Da. A, uite ce faină e asta.
Și oricum americanii au un cult pentru motociclete. Peste tot vezi motocicliști cu muzica la maxim, cu pletele în vânt. Și da, e fain să ai hobby-ul ăsta. Sunt sute de motocicliști aici, e o întâlnire uriașă. Ăsta e un Harley? Da. Cred că e un model mai nou, nu? Da, da, da. Nu-mi dau seama. Da, bijuterii pe roți. Și vezi, toți au veste din piele. Da, 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 da. Bad boys. Ce fain, au dat drumul și la muzică, muzica tipic hawaiană. Sau e Jamaica mai degrabă. Da, mai de Jamaica. Știi ce mai îmi place aici? Deschiderea oamenilor, faptul că sunt extrem de prietenoși, toți ne salută. Nu se sfiez gen, nu filma, era și poliția. Nimeni n-a, n-a schițat. Da, polițiștii sunt drăguți aici, într-adevăr, dar nimeni n-a schițat un gest de nu filma. Din potrivă, cred că se mândresc. Wow, dacă de fain e motorul ăsta. Tot Harley. Tot Harley? Uite, are sistem audio, e un Harley nou. Cum ar fi ca în următorul sezon să dăm, nu știu, turul Europei sau al Australiei pe motor? Ar fi tare, nu? Da. Trebuie înainte de asta să-mi iau permisul categoria A pentru motocicletă. Ne întoarcem, o să ne oprim aici. Foarte frumoase motoarele. Bijuterii, cum am mai spus. Mama mia, cum arată. Wow, dar ce roate are. Da, da, da. Wow, dar uite un pic la asta. Mama mia. Mie îmi plac roțile, eu n-am mai văzut așa ceva, îmi pare rău. Cât costă oare un motor de genul ăsta? Mult. Sute de mii? Nu știu, zeci de mii. Chiar așa, scrieți voi în comentarii dacă ați recunoscut vreun tip de motor, că v-am zis, noi nu cunoaștem, și cam cât costă. Și apropo, acum mi-am amintit de Elena, de Helen Bike, care călătorește singură pe motor. În momentul ăsta cred că e undeva prin Oman sau Yemen, nu mai țin minte exact, dar este extrem de curajoasă. Ea face conținut pe Instagram. Călătorește singură pe motor în jurul lumii, a fost în Arabia Saudită și cred că e prima femeie care a obținut permisul local de conducere a unui motor. Așadar, urmăriți-o pe Instagram, e extrem de simpatică, inspirațională și curajoasă. Și din nou, nu ne-am putut abține, am oprit pe marginea drumului, merg eu repede să vă arăt plaja asta, că nu prea avem voie să oprim aici. Nu credeam că voi găsi Nuahu așa ceva, deși din avion vă spuneam că se vedea apa nemaipomenit, diferită față de Maui, dar uitați-vă și voi cum arată. Da, se bate cu Seychelles la plajă, recunosc. Acum pot să trag o concluzie după ce am văzut câteva plaje locale mai degrabă, că nu sunt turistice. Nisipul aici este alb, extrem de fin. Cam asta e imaginea din spatele plajei. Sunt fără cuvinte, efectiv, sunt fără cuvinte. Cât de fain e să vii într-un loc și să nu ai așteptări, să nu te informezi foarte bine. E pentru prima oară când nu mi-am făcut lecțiile și uitați-vă, sunt surprinsă, efectiv sunt piele de găină. Mergem
mergem mai departe. Cam așa arată cărarea asta pe care am luat-o eu. Am oprit aici pe margine pentru că i-am văzut pe oamenii ăștia. Cum poți să spui că locul ăsta nu e paradisul pe pământ? Chiar vorbeam cu Ion și spuneam că oamenii ăștia au de toate aici. Da, probabil că trăiesc în mare parte din turism, dar sunt binecuvântați. Uitați-vă puțin ce imagini înconjoară. Mergem către următoarea plajă, dar sunt sigură că o să revenim aici în una dintre zilele următoare. Cum e, Ion? Până la următoarea plajă avem 20 de minute de condus, ok. Cine știe, mai oprim la vreo 10 plaje până acolo. Imposibil, deci zi tu, cum să nu oprești? Îmi vine să plâng de fericire, de mult timp n-am mai simțit asta. Specificul canalului nostru sunt plajele, da, pentru că iubim în general apa, oceanul, plajele, nisipul, palmierii și atunci căutăm ceea ce iubim în lume, nu? Despre asta e vorba. Mergem, gata. Aloha! Aceasta e o realitate a insulei Oahu. Mulți oameni ai străzii. Uitați-vă cum și-au amplasat corturile fix la intrarea pe plaja asta și mai sunt în Honolulu, destui, mulți, da. Ăsta e un aspect neplăcut să-i spunem, dar nu, sunt inofensivi, nu fac rău nimănui, pur și simplu e ca în filme. Gândiți-vă că e o dramă în spatele acestui comportament, a acestei alegeri și să nu-i judecați niciodată. Foarte multă lume ne-a spus că Oahu e comercial, prea turistic. Din potrivă, mie nu mi se pare. Odată ce ieși din Honolulu, de pe plaja Waikiki, descoperi o altă lume. Și mie mi se pare, personal, este părerea mea, mult mai complexă decât Maui. Maui e mai luxury, e mai... Într-adevăr, accentul se pune mai mult pe natură acolo. Sunt mai puțin locuitori, bineînțeles, dar mie îmi place Oahu extrem de mult și n-aș fi crezut că o să spun asta. Cumva îmi pare rău că n-am mers în Kauai, pentru că acolo am înțeles că sunt cele mai frumoase peisaje, dar vă spuneam în vlogul anterior că e destul de scumpă insula și nu puțin așa, cum ne luăm noi de pe zi pe alta, prețurile erau triple față de Oahu. Și cumva îmi pare rău că n-am mers acolo, credeam că o să fiu dezamăgită de Oahu. Dar nu, sunt impresionată. Deci am momente când îmi pufnesc lacrimile. Efectiv, ăsta e sentimentul meu. Dacă nu vreți să dați vreodată greș, veniți aici. Dacă vreți plajă, mare, soare, natură, veniți în Oahu. Frate, drumeții. Next level. Next level. Puh, suntem dați peste cap, rău de tot. Așa arată intrarea pe plajă. Sunt curioasă cum ne va surprinde. Poți să ne mai impresioneze ceva în lumea asta? Vreo plajă? Dacă voi căutați vacanțe de genul acesta pe insule, cereți-ne nouă sfatul, clar. Suntem specialiști pe plaje. Dar cât de fin este nisipul! Nu-ți imaginezi, ia uite-te. Deci chiar e cel mai fin nisip din insula Oahu. Frumoasă și apa, oh, uite-te puțin câte nuanțe de verde, albastru. Oh, da, câtă lume e. Peste Mexic, nu? E peste Mexic, da, da. Deși apa din Cancun e extrem de frumoasă. Wow, dar ce vânt bate. Mia. Da, aici bate vântul. Dar e bine, te răcorește. Da. E multă lume pentru că nu sunt valuri. Cred că ăsta e unul dintre motive și pentru că e mai imaginea asta. Uitați-vă și voi, vezi formațiunile astea ce ies din apă. Palmieri în spatele plajelor, căsuțe. Am căutat și noi o casă aici să ne închiriem. Foarte scumpă, o cameră într-o casă. Da. Foarte scumpă zona asta, da. Mult mai scumpă decât Honolulu, cred că de vreo 3 sau 4 ori. Ion era cât pe ce să cadă într-o gaură, l-am salvat. El filma, se uita în cameră, că el așa vede plajele și peisajele din cameră. Oh, da, da, frumoasă tare, frumoasă. Uite, mie mi-a plăcut mai mult cea la care am oprit adineaur pe marginea drumului. Repet și știu că o să mă certați, dar nu mă așteptam să fie atât de frumos Oahu. Chiar nu mă așteptam. Știi când vedeai filmele alea de la Hollywood cu personajele care veneau în vacanță aici, aflai despre spiritul Aloha, despre Mai Tai Boat pe plajă, parcă ți se părea un pic exagerat, dar e peste așteptări. Oh, și e foarte întinsă.
Am stat puțin aici, ne-am relaxat, ne-am bronzat oare? Apropo, Ion e bronzat bine de tot. E roșu la față. Mergem către următoarea plajă, pentru că e situată în apropiere. Da, foarte fain aici. Foarte, foarte fain. Am ajuns la Kailua Beach, considerată una dintre cele mai frumoase plaje din lume, nu din Oahu. Cam greu aici cu locurile de parcare, deși sunt multe. Trebuie să aștept să plece, da, e și duminică, trebuie să aștept să plece cineva și în felul ăsta, na, găsești un loc disponibil. Hai să vedem, deci e atât de frumoasă. Am înțeles că e extrem de întins, are 2,5 mile. Și e fain că la fiecare plajă ai toalete, dușuri și parcări gratuite. Teoretic, nu trebuie să plătim absolut nimic. Mamă, ce frumoasă e! Da. Mai devreme noi am fost după acea colină. Stați că vă arăt acum cu degetul. Încolo. Da, da, da. Nu e departe. Dar nu poți veni pe jos, nu? Poți să vii pe jos, dar faci vreo 20 de minute, un sfert de oră. Frumoasă, e mai îngustă plaja asta, vezi? Mm-hmm. Față de cealaltă, la Nihai, pe care am fost mai devreme. Da, e o plajă frumoasă. Din toate punctele de vedere. Hai să o luăm așa, ușor, ușor. Sperăm să nu deranjăm pe nimeni. Să filmăm cât de cât, să vă faceți și voi o idee. Așa cum am spus și mai devreme, e plină plaja, pentru că astăzi este duminică. Și au ieșit localnici. La soare, la mare, nu sunt doar turiști. Profund să mergem în partea cealaltă, unde putem să mergem în palmieri. Mamă, ce fain se vede. Mamă mie. Stați că o să dau acum un zoom. Gata. O să noi râdem acum, pentru că recunosc că de puține ori l-am auzit pe Ion așa de impresionat. Entuziasmat, chiar sunt impresionat. Uitați-vă și voi cum arată minunăția asta creată de Dumnezeu. Dar știi care e farmecul insulelor Hawaii? Muntii acestea, formațiunile astea. E un spectacol al naturii și până la urmă. Chiar mă gândeam zilele astea de când am ajuns în Hawaii că pentru mine e cel mai frumos stat american și este locul în care aș vrea să-mi cresc copii, să le ofer libertatea asta de a face surf, de a practica sporturi de apă, de a nota și de a nu avea aceleași frici ca și mine. Dacă vreodată o să câștigăm loteria sau, mă rog, o să avem alte posibilități de a ne stabili în state în mod legal, pe primul loc se află statul Hawaii. Uitați-vă, aici sunt case pe plajă, peste tot sunt semne proprietate privată și înțeleg că inclusiv Oprah, cei mai bogați oameni din lume au case aici. Vă imaginați câte milioane, câte zeci de milioane costă o astfel de proprietate pe plajă. Dar, da, renunț la Naples pentru Hawaii, să știți și voi asta. Partea amuzantă e că în momentul în care am intrat pe plaja asta, a și dat un nor deasupra ei, prin urmare nu ne putem bucura în întregime de frumusețea apei. Însă chiar și așa, eu zic că e o imagine frumoasă. Voi ce părere aveți? Ion, ce faci acolo? După ce am pierdut lavaliera și am recuperat-o, s-a stricat. Nu se mai conectează, în fine, nu știu. Am prins acest loc, ne-am așezat prosopul și stăm în fața unei case. Nu se vede ea de palmieri, dar are o poziționare excelentă. Îmi place mult și e frumoasă, într-adevăr, nu e supraapreciată. Îmi place mai ales că nu sunt valuri și te pot bălăci în voie fără niciun fel de problemă.
sesiunea noastră de plajă s-a încheiat. Mergem la următoarea pentru că vrem să prindem neapărat concursul de surf ce are loc în zona de nord. Mă uitam la casele astea din spate, în special la cea albă. Casa visurilor mele, așa arată, amplasată fix aici pe plaja asta. Superb! Unele locuri și unele situații te motivează în viață să-ți dorești mai mult, să muncești mai mult, să aspiri mai mult. Mamă, deci arăt ca un copil. Ăsta este efectul Hawaii asupra noastră. Ne grăbim să ajungem la concursul de surf. Hai, iarăși mă dau la vorbă. Vreau să vă întreb acum, ați văzut ceva mai frumos de atât? Nu. Nu. Paradisul pe pământ aici e. Și în ultima vreme suntem rar impresionați, pentru că văzând atâtea locuri și schimbând atâtea locații, vă dați seama, încep și călătoriile să devină o rutină. Știu că pare absurd, ciudat, dar na, unele peisaje se repetă. Nu ne așteptam să ne surprindă Hawaii cu ceva nou. Am mai fost în Maui, dar e diferit Oahu. Și abia aștept să văd... Da, și celelalte sunt senzaționale, Kauai și Big Island. Am auzit că sunt foarte frumoase și Molokai. Dar, da, o să revenim, cu siguranță. Am ajuns la o altă plajă celebră, dar din păcate aici e norat. Se numește Sunset Beach, la fel ca serialul copilăriei noastre. Arată, wow, arată diferit, e mult mai întinsă plaja, vedeți? Și sunt dune de nisip, verdeață. Este verdeață aici, cum arată. Da, vegetația asta. Și pe mine m-a luat frigul în decapotabilă, de asta mi-am și luat bine. E ger aici, în Hawaii? Hai să intrăm pe plajă. Oricum, în zona asta de nord sunt valuri mult mai puternice. Am condus cam o oră din locul în care ne aflam noi și până aici. E diferit nisipul, un fel de pietriș mai fin, să spunem. Dar e fin, da. Dar arată fain, oricum. Da, ca să vă dați seama cât de complexă e insula asta. Wow, superb! Și dai seama când e lumina faină, cum se vede apa, se vede așa, puțin verzuie. Hai în partea aia, că mi se pare mai fain. Noi o să mai revenim, că mai avem vreme îndelungată. Un vlog, punem pe Instagram. Așadar, urmăriți-ne și acolo. Și aici, bineînțeles, că sunt case pe plajă. Cum o fi să locuiești aici? Cum o fi? Vreau să știu și eu. Cocoșii ăștia sunt peste tot. Toată insula e populată de găini, cocoși și pui. Americani. Da, foarte haioși. Așa era în Key West, dacă ți-amintești. Hai că-i Sperion. Mergem la următoarea plajă, se numește Banzai Pipeline. Deci râd pentru că vreau și pot. Ei, avem noi o glumă internă, nu putem să o dăm pe post. Cu buchia. A, nu e Banzai? No. Hai,
că, uite, e frumos drumul și oricum am văzut foarte mulți surferi în zona asta. Dacă tot ne-a dus Ion pe o plajă greșită, hai să vă și arătăm. V-am înnebunit cu plajele astea, știu, dar vedeți și voi cât de frumoase sunt. Și noi chiar spuneam la un moment dat că vezi o plajă, două, trei, dar te plictisești. Aici nu mă plictisesc pentru că sunt atât de diferite una de cealaltă. Arată super drăguț. Bine, seamănă cu cealaltă, nu e diferență majoră. Ah, să fie aici concursul de surf, oare? Până la urmă se pare că am ajuns pe plaja care trebuie. Banzai Pipeline se numește. Oh, superb! Priviți puțin câtă lume se află în momentul ăsta pe plajă pentru a admira surferii. Cred că am ajuns un pic cam târziu, e ora 4 și jumătate, s-a încheiat concursul de surf și nici nu mai sunt valuri, cred că în prima parte a zilei e devenit aici, dar promitem să revenim și postăm pe Instagram sau într-un alt vlog. Mergem acum să mâncăm, nu? Rău de tot! Și ne retragem în Waikiki, chiar așa, vreți să mai filmăm un apus și în vlogul de astăzi sau în vlogurile viitoare? Ați văzut cât de spectaculoase sunt. Dar faină plaja asta și faină energia! Aici, în partea dreaptă, sunt plantații de ananas, iar în partea stângă sunt plantații de cafea, după acest gard viu de iarbă. Oricum, statul Hawaii produce cafea și este singurul stat american care are aceste plantații. Să mâncăm acum la un restaurant cu tradiție din Oahu, din Honolulu. Rainbow se numește. Uitați-vă puțin cât de mare e coada. Am mâncat și ieri aici și la fel, am stat mult la coadă. Semn că mâncarea e bună, nu mâncarea locală, nu aia tradițională, că aia nu i-a plăcut lui Ioan, dar vă povestește el imediat. Hai să vedem ce ne comandăm și ne vedem de la masă. A sosit mâncarea, deci de foarte mult timp, nu cred că mi-a fost așa de foame. Mă uitam acum în jur și am văzut că sunt doar locale, deci avem așa orez, cred că e fel de mac and cheese, niște paste cu brânză cu sos, mahi-mahi, pește prăjit, cred că e vită și pui. Înțeles că puiul ăsta e demențial, e cartea de vizită a restaurantului și Ion și-a luat Mahi Mahi Plate, adică ce-am mâncat eu ieri. Foarte da, bun oricum. Foarte bine. Uh-huh. Pește, orez, macaroane. Da, sosul e bun pe pește. Ce-am pățit ieri? Da, mi-am luat... Da, ieri mi-am luat ceva local, nu m-am dat în vânt după acea mâncare pentru că era un fel de sos pe care nu l-am înțeles deloc. Nu știu ce conținea acel preparat. L-am mâncat, adică n-am lăsat nimic în varfurie, dar am zis că a doua oară nu o să mai iau. Foarte bun. E prăjit, dar nu-ți dai seama că e pui. E prăjit cu niște condimente deasupra. Foarte bun, delicios. $26 a costat masa asta cu tot cu sucul lui Ion.
Preț decent, suntem în Oahu, nu uitați. Nu ne putem apropia de restaurantele din Waikiki, îmi pare rău. Dar voi dacă veniți în vacanță, e altceva, noi călătorim full-time. Noi călătorim full-time, avem un buget, pentru cei ce vin în vacanță nu e o regulă neapărat. Dar oricum, să știți că se mănâncă bine și aici, la Rainbow, și este plină, mi-am găsit o masă. Poftă mare! Am parcat mașina aici, gratis, să știți și voi dacă veniți în Oahu, lângă grădina zoologică, Kapiolani Park se numește zona asta. După ora 6 seara este gratuită parcarea până la 10 dimineața. Ne plătim $25. Da. Din păcate, în seara asta am ratat apusul, dar nu-i nimic. A fost cât pe ce? L-am văzut puțin din mașină. Da, am ajuns prea târziu. Gândiți-vă că am plecat la ora 10 dimineața, acum e 6 și jumătate seara. Da. Am așa arată o zi din viața unui vlogger, acum mergem să edităm vreo 4-5 ore și mâine o luăm de la capăt. A fost o zi frumoasă, intensă de Sfântul Ion, nu știu, mi-a plăcut extraordinar de mult, da. Ales mașinuța, nu mai zic de imaginile oferite de această insulă minunată. Da, a fost una dintre zilele mele preferate de călătorie, deși a fost intensă, a fost foarte frumoasă. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, mahalo, și mahalo. Ne vedem cu noi vloguri peste câteva zile. M-am pupat din Hawaii. Wow.